În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți și domnule primar, prea iubiți frați și surori, din marea și scumpa și sfânta familie a oastei Domnului, slăviți să fie Domnul! Slăvim pe Domnul și binecuvântăm numele Lui Dumnezeu și pentru anul acesta de îndurare și pentru momentul acesta binecuvântat și sfânt, un moment pe care cei care vor veni după noi cu siguranță îl vor consemna în istoria minunată și frumoasă și zbuciumată acestei sfinte și minunate lucrări. Dăm slavă numelui Lui Dumnezeu pentru că suntem în după amiaza aceasta aici. Și Duhul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Cel care a pecetluit sărbătoarea cinzecimii, ne-a scos și ne-a mânat pe fiecare dintre noi din toate colțurile țării să venim cu bucurie, să venim cu o lacrimă, să venim cu o floare, să venim cu rugăciunea noastră, să venim cu cuvântul lui Dumnezeu lângă acest mormânt sfânt și lângă să fim împreună și să petrecem o adunare sfântă, o adunare de sărbătoare, o adunare de aducere aminte, o adunare în care vrem ca numele Lui Dumnezeu și dragostea Lui Dumnezeu să o înălțăm și în după amiaza aceasta și în seara aceasta și mâine, mulțumindu-i din toată inima Lui Dumnezeu pentru că a dat poporului nostru și a dat neamului nostru și a dat bisericii noastre un asemenea om de o asemenea tale și înălțime duhovnicească, fratele Traian Dorz. Cuvintele noastre și tot ceea ce am putea să spunem noi în seara aceasta sau mâine sau tot ce vor spune sau tot ce vor putea să spună frații noștri sau mai mult ceea ce nu vom putea spune, pentru că adeseori cuvintele noastre nu pot exprima ceea ce simțim în inimile noastre. Marea noastră recunoștință și multa noastră recunoștință pentru Domnul nostru, pentru Mântuitorul nostru, pentru Binefăcătorul nostru, pentru Cel care ne-a făcut nouă cel mai mare bine, scoțându-ne pe fiecare din întunericul și din umbra morții. Și când Dumnezeu a făcut această lucrare, s-a folosit de oamenii Lui, de oameni de trimiși ai Săi, de oameni care s-au pus cu totul la dispoziția Lui Dumnezeu, de oameni care atunci când Dumnezeu i-a chemat, au răspuns cu toată dragostea, au răspuns cu toată bucuria, și cu toată lepădarea de sine au răspuns lui Dumnezeu, chiar dacă știau că răspunsul acesta atârnă sau atrage după el o mare răspundere, o răspundere uriașă, o lepădare cu totul și cu totul de sine, o lepădare de lumea aceasta, o lepădare de multe ori, o renunțare din toată inima la familia ta, la interesele tale, la problemele tale și să pui mai presus decât toate acestea problema lui Dumnezeu, interesul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, după amiaza aceasta, am vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem împreună în anul acesta. Așa cum au spus și frații și părinții, 30 de ani. 30 de ani de când Domnul ne-a răpit din mijlocul nostru pe cântărețul nostru drag, pe psalmistul Golgotei, pe unul din marii martiri ai oastei Domnului pe care Dumnezeu ni-a dăruit, i-a dăruit bisericii și oastei sale. Cred că nu greșim dacă spunem că este cel mai mare martir al vremurilor noastre. Un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum vorbeam cu părintele Cornel în după amiaza aceasta în casa fratelui Traian, în cortul lui vremelnic, a pus la dispoziție tot ce a avut mai scump. Să dai sănătatea ta lui Dumnezeu, să dai tinerețea ta lui Dumnezeu, să dai tot ce ai și să pui la dispoziția lui Dumnezeu pentru numele și pentru cauza Lui. Zice fratele Traian într-o cântare și o poezie, trecuți sunt anii când mânuța copiilor ne-ar fi alintat
și clipa când părinții noștri nemângâiați s-au mormântat. Ce multe pentru noi, Iisus, se zice în continuare, dar pentru tine prea puțin. Ce puțin? Dragii noștri, frați și surori, ei au fost oamenii lui Dumnezeu care au strigat în lumea aceasta un sunet clar și deslușit. Un sunet pe care atunci când noi l-am auzit de pe toate meleagurile acestei țări și nu numai de pe meleagurile țării, doina aceasta a Golgotei pe care fratele Traian a transmis-o atât de frumos și a luat-o de la înaintașul său și ne-a transmis-o într-un fel unic. Golgota, doina Golgotei, cântecul Golgotei, cântecul care a străpuns cu săgeata lui și inima noastră și care ne-a făcut și ne-a înduioșat și care ne-a strâns lângă crucea Domnului atâtea suflete pierdute din lumea aceasta și din țara aceasta. Doina aceasta Golgotei a fermecat și inima noastră. Și sunetul clar și deslușit, așa cum spune fratele nostru prea iubit, trebuie să strige în lume sunet clar și deslușit, ca să știe ce să facă cel ce ajunge la sfârșit. Nu cu sunete încurcate și metafore de stil, ci adevărul se cuvine limpede spunându-i-l tuturor și fiecărui după cum e starea lui, să nu porți pe conștiință osândirea nimănui. O, desigur, adevărul cere jertfă la străjer. El e pus mijlocitorul între lume și între cer. Cerul cere să îl strige, lumea îi pune pumnul în piept, iar el trebuie să fie misiunii sale drept. Ce să facă vestitorul cel conștiincios și ales? Să acopere adevărul sau să-l spună înțeles? Să se ascundă de furtună sau să înfrunte a ei delir? Care soartă să o aleagă? Cea de laș sau de martir? Doamne, dă putere mare celui căruia l-ai pus străjer. Nu-l lăsa să tacă vestea care tu i-ai dat din cer. Fraților și surorilor noastre dragi, am vrut să amintesc aceste câteva gânduri pe care omul lui Dumnezeu, pe care fratele nostru prea iubit, psalmistul nostru drag, le-a cuprins în această cutremurătoare poezie. Aceste gânduri care îl definesc și care îl caracterizează și cu care fratele Traian s-a identificat profund, până la alb, până la cotele și până la treapta cea mai înaltă. Omul acesta care a fost gata să-i dea lui Dumnezeu tot ce a avut mai scump, care a fost gata să înfrunte și să aleagă soarta de martir, să înfrunte toate opresiunile și toate piedicile care i s-au pus în vremea aceea. Un om al lui Dumnezeu, un părinte, un cântăreț, un psalmist, un martir și atâtea atribute la superlativ care se potrivesc atât de frumos și care se suprapun cu memoria și cu viața acestui scump și prea iubit părinte și înaintaș al credinței noastre. Suntem chemați în după amiaza aceasta să memorăm și să comemorăm și să ne aducem aminte de jertfa unui mare om al lui Dumnezeu, de jertfa care rămâne, de suferințele pe urma căruia, așa cum zice tot fratele nostru prea iubit, pe urma ranelor durute, pe urma anilor de chin, belșugul roadelor slăvite e adunat acum din plin. Fiecare dintre noi care suntem în după amiaza aceasta aici, și nu numai noi acum, mii și mii de frați ai noștri din țara și din lumea întreagă, care sunt cu noi în seara aceasta la rugăciune și sunt părtași prin Duhul lui Dumnezeu la bucuria aceasta. Suntem rodul jertfei, suntem rodul dragostei, suntem rodul suferințelor lor, suntem rodul anilor grei de închisoare, de suferință și de lacrimi, pe care atunci când totul părea pierdut, când totul părea că se ruinează, Dumnezeu și lucrarea și Duhul ei, Duhul Sfânt, a făcut să reînvie o oaste, o oștire pe care atunci părea că îi învinsă. Când nimeni nu mai credea în biruință, oamenii aceștia au crezut în biruință.
Biruitori, eroi și vredni, zice fratele Traian într-o cântare, sunt numai cei ce negreșit duc mântuirea până la capăt și jertfa până la sfârșit. Dragii noștri frați și surori, nu vreau să fiu prea lung, vreau să citesc doar câteva versete pe care Sfântul Apostol Pavel, în a cărui sărbătoare suntem în după amiaza aceasta, pentru că se potrivește atât de frumos sărbătoarea aceasta a sfinților, a marilor sfinți a lui Dumnezeu, a marilor ucenici și mucenici a lui Dumnezeu, a Sfântului Apostol Petru și Pavel. Și cred că nu greșim cu nimic dacă am comparat și am face această comparație între Părintele Pavel, așa cum fratele Traian amintește atât de frumos, că Dumnezeu a pășit în istorie până la noi prin marii săi oameni, prin aceste piscuri uriașe. Părintele Pavel, Părintele Ioan Gură de Aur, Părintele Iosif, prin aceste căi de aur, pe aceste piscuri uriașe, Dumnezeu a pășit în istorie până la noi. Și cred că n-am greșit niciunii dintre noi dacă l-am comparat pe fratele Traian cu un sfânt Pavel al poporului nostru, al neamului nostru. Pentru că sunt atâtea lucruri care se suprapun atât de frumos. Sigur, fratele Traian n-a călătorit ca Sfântul Apostol Pavel pe aproape două continente să mărturisească și să înființeze și să nască din sărănile lui bisericile lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, pe care nici porțile iadului n-au putut să dărâme. Dar în locul în care l-a așezat Dumnezeu, fratele Traian se poate asemăna atât de frumos cu un sfânt Pavel al țării noastre, al poporului nostru și al neamului nostru. El a fost întemnițat ca și Sfântul Apostol Pavel. El a completat, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, rănilor și suferințelor care lipseau Domnului Iisus. Mai lipsea ceva suferințelor Domnului? N-a suferit Domnul destul? Nu și-a împlinit Domnul destul până la cel mai înalt nivel jertfa de răscumpărare pentru noi? Ba da, dar de la Domnul încoace a trebuit mereu pe calea crucii, pe calea crucii, care astăzi nu-i mai place nimănui, cum zice el într-o poezie, cine mai alege astăzi calea strâmtă care suie, căci pe calea crucii strâmtă nu-i mai place nimănui. Când lumea alege astăzi căile cu cruci ușoare care sunt mai largi și mai umblate, Dumnezeu a avut nevoie întotdeauna în lucrarea sa de oameni ai jertfei, de oameni care au privit la Domnul și au trebuit să se asemene lui, cum zice în cântarea totdeauna pe Domnului cale, au fost lupte și au fost spin destui. Oameni care s-au asemănat cu Domnul, oameni care s-au asemănat în viață, care s-au asemănat în moarte, care s-au asemănat în suferință și care se vor asemăna și în înviere. El care s-a asemănat cu Sfântul Apostol Pavel, atâtea lucrări, mii de poezii, atâtea meditații din care ne hrănim noi astăzi și din care se vor hrăni generații care vor veni după noi. Aceste fântâni ale oastei, fântâna cuvântului, fântâna cântării, fântâna rugăciunii, din aceste fântâni sfinte ne-am adăpat noi, ne-am adăpat în cei mai grei ani, ne-am adăpat atunci când trebuia cu geamurile închise și cu ușile închise, cu pături în geam, să cântăm cântările Sionului iubit pe un pământ străin. Le-am cântat atunci când ne-am legănat copiii noștri. Le-am cântat și le-am plâns atunci când din mijlocul nostru au plecat dragii noștri în moastea biruitoare din Împărăția lui Dumnezeu. Ne-am legănat copiii și ne-am culcat și ne-am trezit cu aceste cântări nemuritoare, care au zburat, care au trecut printre gratii, care s-au eliberat înaintea fraților noștri, așa cum zice o poezie sfântă. Și într-un moment prielnic de sfinte împrejurări, v-ați strecurat prin gratii, spunând zburați cântări. Aceste cântări pe care le-am cântat în cele mai frumoase momente ale vieții noastre, dar și în cele mai grele momente, ne-au mângâiat inimile noastre, ne-au îmbărbătat inimile noastre, pentru că tot ce ne-au scris ei cu lacrimi, cum zice fratele Traian, a fost adevăr curat și greu, mărturisit pe conștiința și în numele lui Dumnezeu.
Le-am cântat și în cele mai grele momente și ne-am regăsit, pentru că tot ce ne-au spus ei n-a fost altceva decât Biblia versificată, cuvântul lui Dumnezeu concentrat și cuprins adânc și profund în cântare sau în meditație. Suntem profund datori unor oameni de talia fratelui Traian să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat oameni de o asemenea valoare, oameni de o asemenea mărinimie, oameni pe care nu greșim când spunem Sfinții lui Dumnezeu, oameni care L-au proslăvit pe Dumnezeu și atunci când trebuia jertfa, n-au dat înapoi. Și a trebuit, zice El într-o altă poezie, și a trebuit strigat cuvântul cu disperare de nebun. Și acum când jertfa e arsă toată, o, ce puțin pricep ce spun! Mai este oare vreo nădejde să se mai nască un disperat, să înalți așa nebun lumina cu orice jertfă neapărat? Sau nu mai sunt decât cu minții, în ghilimele, ce-și caută lor lumesc folos? O, singuratecul, străinul și îndureratul meu Hristos! Zice aici Sfântul Apostol Pavel, zice în... în Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 1. E un sfat frățesc, e un sfat pe care Sfântul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, întemnițatul și condamnatul Domnului, îl scrie bisericii din Efes și spune așa: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn și o singură credință și un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Dacă fratele Traian ar putea să ne spună acum ceva, cred că poate tot așa și-ar începe epistola lui pe care ne-ar mai lăsa-o astăzi pentru prezentul acesta, poate câteodată netrebnic și apostat, așa cum spune el în cântare. Vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Domnul. Ce-ar putea mai mult să ne spună astăzi fratele Traian? El cel întemnițat pentru Domnul. El care a suferit pentru Domnul. El care n-a dat înapoi în fața lui Goliat. Atunci când Goliatul lumii părea că e atât de tare și când armura lui părea atât de înfricoșată, acest om al lui Dumnezeu a pornit în numele Domnului. A pornit cu o praștie și cu câteva petricele și biruința și izbând a fost de partea lui. El care a vrut, așa cum spune și regăsim în toată opera lui nemuritoare, ideea dragostei, ideea părtășiei, ideea unității. Țin minte că cu ani în urmă, când și în adunările noastre erau anumite frământări, țin minte că fratele Traian îl trimisese la noi la Corocăiești pe fratele Popa Petru. Și a venit cu o însărcinare specială la noi în adunarea noastră. Fratele Popa Petru a venit, s-a așezat în mijlocul adunării noastre și a început să cânte cântarea aceea cu lacrimi. Doamne, ce frumos era când pe întinsa ta lucrare! De pe cât întins era, tot pământul cuprindea o iubire și o lucrare. Și noi am rămas... frații care aveau în tolba lor anumite argumente pentru anumite stări au rămas cu toții dezarmați și n-a mai putut rosti nimeni niciun cuvânt. În toată opera nemuritare fratelui Traian se găsește adânc și profund aceste sfinte valori ale oastei: dragoste, unitate și lacrimi. La aceasta am fost chemați, dragilor noștri, frați și surori. Acum la 30 de ani, fiecare dintre noi, să ne oprim și să privim spre unde ne îndreptăm. Să ne oprim și să privim să vedem ce am făcut în 30 de ani. 30 de ani de când Domnul a luat acasă pe cântărețul Golgotei și am rămas parcă cu fiecare an tot mai goi, tot mai străini și tot mai săraci. Oamenii lui Dumnezeu s-au dus, așa cum zice cântare și poezia, cu cât întreb mai mult de ei, parcă tot mai puțin se știe.
omului Dumnezeu, aceasta a fost zestrea care a vrut să ne-o lase. Doamne, las trecutul trecutului, aurul avutului. Aceasta ne-au lăsat ei. În toată opera nemuritoare a fratelui Traian găsim profund și adânc aceste valori. Când voi vedea că înfrânt păcatul, zace, zice, și ai mei uniți că merg de săvârșit, abia atunci aș ști și eu că în pace am drept să merg spre odihnă liniștit. Până atunci n-au avut gândul, până atunci nu s-au gândit la odihnă, până atunci n-au îndrăznit să ceară de la Dumnezeu eliberare de trupul acesta și de țărâna aceasta, până n-au văzut că înfrânt păcatul, zace, și că ai mei uniți că merg de săvârșit. O rugăciune încă mai am, Iisus iubit, să-mi altoiesc toți pomii ce încă n-au rodit, și apoi o toamnă dulce să-mi ia din orice ram, o mare de culoare și o zare de balsam. Și o bucurie încă mi-aș vrea, iubit Iisus, să văd a tale steaguri înălțate tot mai sus și oastea ta unită mergând biruitor. Și apoi nimic, Iisuse, pot fericit să mor. Dragii noștri frați și surori, Domnul să facă ca în seara aceasta și mâine și întâlnirea noastră la 30 de ani de când Domnul a luat acasă pasărea, porumbița aceasta a Duhului Sfânt, să memorăm și să comemorăm adânc și să gândim adânc la aceste valori pe care ne-au lăsat oamenii lui Dumnezeu și întorși acasă în adunările noastre, în căminurile noastre, în părtășiile noastre, să reaprindem înapoi aceste sfinte valori, să dăm foc înapoi adunărilor noastre, să dăm substanță întâlnirilor noastre și să rugăm pe Domnul Duhul Sfânt Mângâietorul să ne aprindă din nou, să ne flăcăreze din nou, așa cum a spus cântarea scumpă. Am vrut a dragostei văpaie din jertfa Golgotei să o iau și miilor de inimi stinse puternic foc ceresc să dau. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta și mâine, să facă Domnul ca sărbătoarea aceasta și adunarea aceasta, când comemorăm 30 de ani de plecare și de ajungere acasă a copiilor lui Dumnezeu, să fie o răscruce fericită în viața noastră, dar și o răscruce în dreptul fiecărui dintre noi, luând hotărâri frumoase. Pe acolo pe unde Dumnezeu ne poartă pașii, să răspândim așa cum am și cântat în cântare, lumină și iubire pe căile vieții noastre, slăviți să fie Domnul!